Bun găsit, mister. Pentru început vă lăsă să trageți concluzie după acest meci. Da, un meci slăbuț, un meci fără ritm de joc, un meci care nu ne-am creat foarte multe ocazii, multe au fost întâmplătoare. Parcă și din punct de vedere fizic n-am corespuns. Un meci pe care puteam să-l pierdem în minutul 90, cum de altfel am mai făcut multe dintre meciuri. Dar ăștia suntem. Cum continua lupta, nu e nimic de pierdut. Până la urmă, de față, am mai recuperat un punct. Știu că toată lumea își dorea, dar știți ce este frustrant? Este frustrant că echipa asta n-a fost niciodată prima. Da? Deci prima performanță e deja atinsă. A doua, n-am pierdut decât un joc din 15 meciuri și cu toate acestea am stadion întreg în cele de misia și ne fac hoții. Aici eu nu înțeleg, adică chiar nu înțeleg. Toate sunt orașe unde spectatorul este foarte, sau este un cunoscător fin al competiției. Dar nu înțeleg, nu înțeleg. Ce? Dacă ei vor să... nu e nicio problemă, nu e nicio problemă. Nu, da? Eu îi felicit pe băieți. Îi felicit pe băieți pentru toată munca depusă până acum, pentru că e o muncă și știam că în play-off nu vor mai fi meciuri ușoare. Trebuie să facă, uitați-vă cum se desfășoară. E frustrant așa pentru dumneavoastră, pentru că ați dus echipa asta în play-off. Nu, nu e frustrant deloc. E dezamăgitor. Sunt extrem de dezamăgit. Nu știu dacă e un cuvânt dur, dar asta e cuvânt. În loc să vină, văd la Galați, stadioane pline, văd la Dinamo, poate își doresc mai mult decât ai noștri să promoveze. Poate. Dacă nu concep că este o competiție și putem evolua slab câteodată și nu acceptăm lucrul acesta, nu știu ce mai de făcut. Bun, revenim puțin la meci. În a doua repriză a fost un forcing din partea echipei dumneavoastră. Totuși ați avut câteva ocazii bune să marcați. Au fost multe ocazii, dar a lipsit gol în acest da, meci. Da, dar se întâmplă. Se întâmplă astfel de jocuri. Poate și presiunea rezultatelor de până acum. N-am reușit să avem o evoluție cum de altfel am avut în ultima perioadă în jocurile de acasă. Dar nu e capă de țară. Odată, sunt extrem de mulțumit de băieți pentru tot ce au făcut până acum. Jocul de astăzi și poate încă un joc, dar noi am dus. Noi, conducerea, jucătorii, am dus echipa asta în play-off, unde și-a dorit, și noi avem șanse reale, în continuare, de a promova. Bun, trei egaluri până acum, din trei meciuri, într-adevăr, poate întârzie să apară victoria, dar din ce am văzut, jocul nu arată neapărat rău. Ce lipsește, poate, cu puțină experiență la nivelul ăsta, la intensitatea play-off-ului? Experiență de play-off au destul de mulți jucători. Cei care au venit din alte părți, de la alte echipe, au jucat în play-off și anul trecut. În Boiciuc, în Valea Alexandru, acum 2 ani Vlejdea, bineînțeles, acum 2 ani Valentin Muteanu, deci nu e vorba. Am prins o zi mai slabă, se poate întâmpla, dar nu trebuie făcut un capăt de țară. Cel puțin eu nu fac, avem în continuare șanse reale și dacă nu vom mai avea șanse la un loc de promovare directă, avem și acele locuri de baraj. În momentul de față suntem cu locul de baraj, așa că nu știu unde este tragedia. Dar dacă se va face o tragedie, v-am spus, eu nu stau și nu mă găsesc de nimic. Da. Nici să fiu cu lui de un stadion întreg și echipa mea să fie fotbalistă. Ce va face diferența, ultima întrebare, ce va face diferența în această luptă? Pentru că, da, cum a spus dumneavoastră, șansele rămân, se strânge puțin acolo. Cred că seriile bune de rezultate pozitive. Noi avem o serie de rezultate pozitive, nu avem victorii. Dar oricând se pot schimba aceste egaluri în victorii. Nu avem și până în momentul de față. Vom vedea, vom lucra în continuare. Astăzi am aruncat tot ce aveam mai ofensiv în teren. Am avut și câteva posibilități de a marca ocazii clare, vom munci în continuare. Deci asta este mesajul nostru, vom munci în continuare. Dacă vom
reuși să ne atingem obiectivul. Bine, dacă nu, asta este competiția, vom vedea, se va trage linie cândva și se va decide. Mulțumesc.